Detașamentul de pompieri roman a fost alertat prin apelul unic la 112 despre producerea unui accident rutier pe raza localității Gâdinț. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială pentru descarcerile grele și auto specială de stingere cu apă și spumă, modul de prima scurtă de descarcerare. Ajuns la fața locului, am constatat că era o coliziune între două autoturisme și un autocamion, cu două victime preluate de ambulanțele SAJ. Am acționat pentru decuplarea bornelor și am asigurat măsuri PSI în zonă.